paradoxal amnezic. Tot prezic viitorul cu un prezic pentru multe depresii. De la pensii, subvenții, salarii, studenții, valoarea monezii și prețul vieții. Bră! E moromeții 011 pe aceeași dramă. Distrugerea familiei, dezmembrare națională cu vrăjeală occidentală brutală. Colectivizare mondială totală, plenară, e o boală socială nasoală. Desacralizare culturală și personală, involuții mentală, spirituală, în oraș sau la țară, fără forță vitală, dar mă turță morală. Și o să fac ca să sare scânteia, să se aprinde cheie la regală. Brrrr! Suntem creștini ortodox și autentici, ești cu noi sau despre ce tot mai predici cam așa? Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor, noi nu dăm înapoi. Punem totul pe voi, revoluția e noi. Văd diamante, noroi, deschid suflete soi. Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor și l-au început cu noi. N-avem cum da înapoi. Că dincolo de tot felul de dogme și teorii abstracte, credința îmi spune că trebuie să te iubesc ca pe propriul meu frate, până o să-mi întâlnesc propria mea moarte. Și niciodată să nu te simt altfel decât aproape. Asta în teorie, pentru că în realitate avem nevoie de veste de ceramică, să menținem această dualitate dinamică într-o lume înconjurătoare plină de panică și teorii puse în aplicare cu rezultate proaste în practică. Că avem o latură animalică, pentru noi o luptă titanică, devine natura noastră, nu influența balcanică. Că imediat ce vedem puțină libertate o dăm la o parte, în locul ei instaurăm regimuri de teroare și moarte și cheltuim miliarde să instaurăm alte forme de dreptate, toate la fel de departe de conceptul de libertate, ca primul neandertal de actuala umanitate. Trebuie să luptăm pentru ea, chiar dar fi să o găsim doar moarte. Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor, noi nu dăm înapoi. Punem totul pe foi, revoluția e noi. Văd diamante, noroi, deschid suflete soi. Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor și l-au început cu noi. N-avem cum da înapoi. Tot felul de profitor și egoș și ciorditor, cu colși de răpitor și de porci, cu porci de vrăjitor și de orci. Închiriază topitoși, să-l întorci la bănci și tratează ca pe gunoaie, ca pe leproși. Îi bagă în pârnaie dacă n-au avocat zeloși, sau din potrivă îi scot în fric și ploaie din barăci. Să fii sănătoși ca pacienții chitroși, că în caz de reproși moș Nicolae vă pune bombe în galoși. Și-s mulți da proși și țin mărcile, mărcile țin băncile, băncile țin guvernele, guvernele te țin fără puternele. Ți-au mutat și genele și în genere ne bagă în cap la toți cât o temere. De-aia te întreb, bere, cât aluminiu o să-mi prăști ăștia din avioane, până o să ajunge să murim de foame. Și ori să dea vina iar pe cine știe ce căcat de gripă vezi, Doamne. Da, știu că le vezi, Doamne. Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor, noi nu dăm înapoi. Punem totul pe foi, revoluția e noi. Văd diamante, noroi, deschid suflete soi. Tu nu vezi că e război și din moment ce ei îl vor și l-au început cu noi. N-avem cum da înapoi.